Schimbare la vârful serviciului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Buzău. La începutul săptămânii, comisarul șef Vasile Nicolae, cel care a coordonat ani buni activitatea serviciului, și-a înaintat demisia în urma unei discuții pe care a purtat-o cu șeful poliției. A doua zi, Nicolae s-a internat în spital. Surse din cadrul instituției ne-au precizat că totul a pornit de la o problemă de natură penală descoperită chiar de către responsabili IPJ. Vasile Nicolae ar fi circulat pe drumurile publice cu o mașină cu numere de înmatriculare ieșite din uz, metodă prin care ar fi încercat să fenteze plata taxei auto pentru noul autoturism cumpărat. În aceste condiții, comandantul IPJ a desemnat un alt responsabil la serviciul poliției rutiere. Conducerea a fost preluată de către comisarul șef Silviu Dinu, cel care, până marți, a deținut funcția de șef birou drumuri naționale.